Centrul European de Instruire F-16 din România a fost inaugurat astăzi la baza aeriană Fetești. La ceremonie au fost prezenți ambasadorii Danemarcei, Țărilor de Jos, Statelor Unite, Ucrainei și reprezentanții ai companiei americane Lockheed Martin. Centrul European de Instruire F-16 va avea un rol vital în pregătirea piloților români pentru operarea acestor aeronave performante. La baza aeriană Fetești vor fi antrenați atât piloții de F-16 din statele NATO, cât și piloți ucraineni care vor zbura cu aeronavele donate de statele europene. Printre oficialii care au luat parte la ceremonia de inaugurare se regăsește și ministrul apărării Angel Tâlvăr. Aparatele de tip F-16 vor mai fi prezente în Europa cel puțin 20 de ani, sunt importante, ne dorim să avem piloți cât mai bine pregătiți, pentru că, iată, prezența acestui centru în România este, dacă vreți, și o formă de a recunoaște faptul că armata română și militarii români sunt de încredere. Potrivit ministrului apărării din Olanda, Kajsa Ollongren, mai multe țări se pregătesc să trimită avioane F-16 pentru antrenarea ucrainenilor. We first can start with training of Romanian pilots, but where we also want to train Ukrainian pilots, because the Netherlands and also other partner countries, Denmark, Norway, are preparing to deliver F-16s to Ukraine. They need them urgently to strengthen their air force, and the training has already started in Denmark, in the United States, and I'm very happy that we now have this European training center, where we also will be able to train Ukrainians. La ceremonia de inaugurare a participat și ambasadorul statelor în România, Kathleen Kavalek. Potrivit acesteia, Centrul European de Instruire consolidează și relațiile NATO. All of our activities together as an alliance are determined to project both defense and deterrence. So everything that we do here is to help defend the alliance, every inch of the alliance, and so this is one more step we're doing to strengthen that capability. În momentul de față, România are 10 instructori calificați care au efectuat peste 2000 de ore de zbor cu acest avion și are un deficit pronunțat de piloți pregătiți pentru o flotă de 49 de aparate de zbor F-16.